Salutare tuturor și bine ați revenit, fraților, la partea a doua din testul ăsta al etilotestului versus diferite produse din astea. La prima parte mi-ați lăsat acolo în comentarii mai mulți dintre voi diferite chestii care pot să încerc să vedem dacă mai putem scoate diferite alcoolemii. Și pe lângă asta am intrat într-o seară pe Google și am căutat produse care conțin alcool și am mai selectat de acolo câteva și am reușit să strâng îndeajuns de multe încât să fac și partea a doua, pentru că mi-a șerut foarte mult și mi-a plăcut foarte, foarte mult treaba asta cu etilotestul. Și de data asta avem și chestii mult, mult mai interesante din punctul meu de vedere față de prima. Nu știu că la prima. Da, eu așa zic, adică avem chestii, bine, avem și chestii basic, dar și chestii foarte, foarte importante și interesante. Da, eu sunt foarte curios la chestia aia, că o să le zic, că nu pot să mă abțin la asta cu șampania de copii. O să vedeți acum. Sunt curios dacă este ceva, ar trebui să nu. Ar trebui să nu, dai seama. Stați pe videoclip să vedeți despre ce vorbește Bogdan. Vă arăt din nou cum funcționează aparatul. El se încălzește, gen, are o numărătoare de asta invers, se scrie acolo warm-up. Și acum ar trebui să suflu eu cele 10 secunde. Suflu. Mai o secundă. Gata. Așa, și acum trebuie să arate alcoolemia. După cum vedeți, 0000000000. Pentru că fratele vostru nu consumă alcool decât la ocazii. Dacă la un grătar, la un aniversare, la o nebunie. Aici cu fratele meu, da, din față. Merge. E altceva. Și acum o să începem cu produsele pe care le-am selectat eu, fraților. Și fiți atenți, primul produs și cel mai bizar produs, mi se pare ăsta. După cum vedeți, e o banană negrită. Am citit pe internet că fructele care conțin, nu știu, aciditate din asta așa, da. Dacă ele fermentează, exact ca strugurile, că știi că și strugurile ca să ajungă în vin, ca să transforme în vin, trebuie să fermenteze. Și portocala la fel. Așa, eu am ales să fac cu banana pentru că acolo la portocală mi se pare și plauzibil. Și ce dacă asta e neagră așa și chiar se negrește banana? Mi-mi place că e mai dulce atunci. Da, acolo. Are și gustul ei. Și ce? Ci că fermentează. Banană? Ci că fermentează și poate să scoată o alcoolemie de până la 0,2. Ceea ce înseamnă la alcoolemie de 0,2 înseamnă contravenție și plătește amendă din aia. Cum ar... Aici nu mă pricep, tu știi cu astea? Dar nu cred, mă, frate. Uite ce fel e fleașcă, gen. Și ce zic? Wow. Și o să iau... Tu mănânci unii banane așa sau o arunci? Băi, și mănânc, depinde cum dacă e toată așa, nu o mănânc. Dacă are așa câteva părți, o mănânc. Și tare și moale, da, și tare, da, și moale, da, mănânc și eu așa. Dar eu mușc acum din ea. Băi, sincer, are un miros ciudățel așa. Ia bag-o leacă nasul aici. Tu, așa, tu bagă nasul, tu. Mi-e rău, ce că ciudat, mi-e rău, nu că ciudat, dar cum mănânci, mă, așa ceva, că-ți vine, ai, vine rău. Băi, nașpa rău, mă, frate. Băi, tu cred că ai lăsat-o până s-a stricat, nu s-a făcut ca aia, cum să fac ele când se mai coc mai tare. La tine cred că s-a stricat, nu mai bine zis. Așa, revenim, că vă mi-e. Să cauți un aparat pentru boli, să vezi ce boală ai în tine după ce ai mâncat asta. Nu, dar lasă așa să vadă lumea că e bine. Păi ar trebui să fie suficient, pentru că am mestecat-o și vaporii aia de fermentație, gen dacă a fermentat și așa, mi-au rămas mie în gură. Așa că acum o să testăm, lăsăm aparatul să se încarce aici. Se încarcă frumos. Chiar sunt curios, dacă iese la banană, la banană stricată, nu orice banană. Băi, e posibil să iasă ceva la cum arăta banana aia, mi-a venit rău. Băi, mai două secunde. Gata. Trebuie să suflu, dacă nici vine rău. Zero, n-aveam cum, mă, frate. Eu zic că ăla ți-a dat țeapă și cum a făcut, a luat banana, a băgat cu seringa. De două ori o leacă de vodcă în ea și când am mușcat din ea. Cred că. Dar nu știu ce să zic, adică eu nu credeam în asta. Vreau să iasă, că la ce gust are și m-am chinuit degeaba. Acum ar veni cu miro, acum am venit. O să cauți un aparat pentru bol, s-ar putea să-ți arăte ceva. Da, ce nașpa, ai mâncat-vă și gura voastră. Și încă o chestie vreau specific de la început. Nu încercați chestiile astea acasă, pentru că nu sunt pentru copii. Adică băut alcool și așa. O să vedeți pe parcursul videoclipului toate produsele pe care le-am ales și unele dintre ele nu sunt pentru copii. Și nu trebuie să încercați. Da. Fii atent aici, al doilea produs. Avem șampanii pentru copii. Stai așa, că vreau să văd unde scrie zero alcool sau pentru copii. A venit domnul inspector în caz de vă interesează. 0,75, dar vreau să văd unde scriu. Dar nu, de fapt e suc, nu ar trebui să scrii. N-are alcool, cum să aibă alcool, ești nebun. Da, ăsta e șampanie de copii, gen. Asta e vrăjeală, că aici ai suc. Sari în cap. Da, pe asta vreau să zic acum, că nu pot să o desfac. Și că am pățit și la partea unul cu burcanul. De ăla, de mărătări. Păi și ce nu dai mie, că mușchi. Da, tu ai putut, de fapt. Păi cine? Eu l-am desfăcut.
Miroase de mori, suc din ăla, direct. Da, asta este șampanie de copii, gen. Uite cum face. Șampania. Cred că e suficient. Vezi că arată ca calcul, așa, normal, gen, așa dacă... și șampanie normală. Avem șampanie normală, să vedeți după testul cu șampania pe bune. Noroc, Doamne, ajută, bă, dar ce bine miroase, miroase la. Bă, dar vezi că chiar miroase șampanie așa, mă, frate. Pagula. Gata. Uite, mă, v-am zis, gata. Mi-ar aștept un cavaș gura voastră. Îți place? Păi da. Ce să mai iau din asta și când ți sete? Beau din asta, acum ar vreo bibabă. Cu Mickey Mouse. Ia să vedem. Dă-i acum repede să nu se ducă. Am pornit aparatul. Da. Zero. Da, aici mi se pare corect. Aici îi dăm punct că dacă dacă arăta aici. Ce am tu și cum este statul ăsta, mergi nebun? Și am cred că nebunea. Făceam din ăstea de reclamații. No, da, 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 bun, dar pe bune mă duceam și trageam un semn de alarmă. Dar tu chiar crezi dacă ei că arată ceva? Nu, dar eu chiar am vrut să văd. Ai fost îndoit, te-ai îndoit de chestia asta? Nu. Mă gândeam că sunt niște teste din ăstea nebune. Da, mă, ce ai mai ales? Am în vedere că e destinat consumului pentru copii, gen. Pentru petreceri. Problemă rău tare de tot cu ăstea. Hai, bagă altceva. Și fii atent. Ca să lămurim o situație, avem aici, trecem mai departe la șampania pe bunii, șampanie de aia din Pocnești, la 12 noaptea, dai pe mașină, faci ce vrei tu. Bravo, ție. Uite aici, poți să le arăți, dacă focalizează, d-acum. Alcool 7%, da? Deci asta ar trebui să conțină alcool. Vezi cum faci, cum ai acidurat-o, că știi, pe ăla cu îmi spargi becul. Ăla, știi, spargi becul, da. Și după aceea nu nimic. Vezi că dai în bec, nu, direct în bec. Ține mâna frumos și îți desfaci o șampanie sau? Hai, mă, acolo. N-ai încredere în mine? Uite, Doamne, că mi-ai spart ăla, ți-am spus? Da, chiar era. Să moră din a dat în ăsta, prost, uite coale. Da. Uite coale. Da, chiar am dreptat spre bec, era pa becul ăla. Vezi, băi, doar zicându-i, mă, frate. Ci că știi el să desfacă, a desfăcut. Rău. Miroase până aici, ești nebun? Miroase tare de tot. Da, frumos. Gata, câtă pui. Dacă ai băut gura asta, te-ai îmbătat. Da, și pune frumos jos, că nu, faci... Nu, că țin ea, că fac numai... Am văzut că și cu dopul ăla ai făcut. Iam să vedem dacă ies alcool. Hai, noroc, băi, și la mulți ani, că tot vin acum sărbătorile. Păi, dar miroase tare. Încă o dată, da? Nu încercați. Pentru că nu-i pentru copii. Știi care treaba, băi, Badan, aici? Dacă... Părinții își lasă alcool la îndemâna copiilor și așa, deja nu mai e vina mea că văd la mine. Da, noi mereu vă spunem ca să oricum, eu nu sigur. Recomand treaba asta. Eu ce fac acum, ce vedeți voi? Acum este un experiment. Eu nu o să mă vedeți pe mine mâine dimineață la ora 10 cum mă duc și mi-au șampanie și deschid o șampanie. Nu, astea sunt lucruri pe care le faci la evenimente, le faci exact. Așa că vorbesc și îmi iese tot ăsta din mine. Și după aia ziceți că a trecut timpul și la. Vorbim cât se încarcă ăsta. Nu încercați asta acasă, nu beți alcool, da, nu fumați, nu faceți lucruri din alea mai interzise și așa mai departe, pentru că vă dăunează sănătății voastre și nu vă zic eu, nimic, nu e cel mai important. Băi, trebuie să iasă la asta, eu zic 0-3, ia să vedem. L-am omorât pe aparat, ia să vezi, uite-l. Mamă, trebuie să... ce înseamnă, mă? Că deci, habar n-am. Fii atent. La, 0, dacă era 0,40 aici, da? Dacă era pisti 0,40, adică mai trebuiau 10 sutimi, 11 sutimi. Așa. Dacă mai aveam 11 sutimi, mergeam la... se trecea infracțiunii. La pușcării sau ce, da, că nu înțeleg. Da, puteai să făceai dosar penal și de acolo te judecai, te ducea la judecată și cu tare. Dar așa, dacă este 390, este infracțiunii. Dar tot nu-i bine să faceți este, asta, că n-a scăpat. Infracțiunii, nu, contravenții, mă, m-am încurcat. Nu, frate, aici nu mă pricep. La contravenții se aplică doar o amendă, amendă care poate să ajungă până la 30 de milioane, ai înțeles? Da, adică, dar oricum nu-i bine, indiferent că da, e bine. Amendă sau nu e, nu-i bine. Șampania de copii versus șampania normală, ai văzut diferența, da? Da, mă, era normal. No, nici nu mă îndoiam la asta. Am pus aici dopul frumos. Ia fi atent aici, Bada. Data trecută, avem aici oro-hau meu. Ăsta e spray de gură, da? Așa. Data trecută am făcut cu, din aia, cum zice? Apă de gură, da. Deci că spray-ul ăsta de gură, ci că îți dă din ăsta. Te duci tu la o întâlnire, așa să nu fac, mă. Ci că mă duc la o întâlnire acum... Bine, nu, mă duc la Carmen acum. Hai, lasă, care? Fii atent, nu. Deci îmi dau un din ăsta, două pufuri din ăsta și după aia fac testul. Stai să dau drumul la aparat. Păi și de unde să aibă ăsta alcool? Nu știu, măi, frate, dar ce apa aia de gură de unde are alcool? Da, mă, dar aia chiar are, păi are tărie din asta, așa. Poate și ăsta poate e aceeași treabă. Da, în fin.
Băi, dar ce frumos și miros și acum, Danle, doar... Dar de unde știi? Veni așa, că eu știu mirosul tău zilnic, așa, ahoit. Are, are. Cât are? Aleu, o grămadă, zici că e vin, mâncați-aș gura ta. 0,65. Așa avea și vinul exact. Pe aici. Exact, deci aceeași treabă ca shot. Danger, danger, țip, oprești, că îți dau o bucată de nu mai pot. Ce ziceai mai înainte? Da, mai zic că ia să mă... Dar ce gust zic? Asta are, așa. Are un gust super nașpa, eu mă așteptam să fie ceva ca lumea, mentolat, frumos. Aceea, parfum de levănțică, ce vrea? Amici, ce voia să-ți miroase gura? Era bine, fii atent, dacă faci farmacia din ăsta cu aromă de miș și muștar și usturoi, dacă faci cu aromă de usturoi, el folosește toată lumea. Deci trebuie să aveți grijă ce folosiți, că... Păi ce mă, ăsta, dacă mă dau cu el și după jumătate de oră nu mai iese nimic, cred. Da, 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 asta se duce, dar fii atent. Dacă tu te dai acum în mașină, că sunt oameni care... Și ai noroc la colț să te oprească. Și la colț vine... Da. Alea, că și acum vezi noi. Că mai sunt controle de alea de rutină, știi? Știu, știu, știu. Oprești, spune fiul ăla și te găsești cu din ăsta. Nu ți găsești în sânge, nu pățești nimic, dar te oprești, te ia la control, te duci la spital, îți ia sânge și așa mai departe. Pierzi o grămadă de timp și ai ocazia să faci o prostie. Nu o să mai folosesc din ăsta niciodată, gen bine, nu că am și folosit până acum, dar zic așa, ca idei. Și acum, băi, și câte din astea am primit, frate, pe mesaje din astea? Cu bere? Cu bere fără alcool. Arată-le aici. Alcool. Uite aici, 0,0% alcool. 0,0% alcool. Se vede. Berea asta n-are alcool. Și am citit pe internet, fii atent. Ci că orice bere din asta care e făcută cu hamei, cu ce-i făcut ea, habar n-am, ci că nu există să nu conțină o urmă mică de alcool. Indiferent, chiar poate să scrii 0% alcool, 7%, nu contează, trebuie să aibă puțin alcool. Ia, mă, să... Chiar scuros să văd dacă are... Dar acum trebuie să aștept să-mi iasă cum ar veni ăsta, gen... Păi da, faci un test să vedem dacă îți dă 0-0. Când 0-0, da. Lăsăm aici aparatul să se încarce. Până când consumăm noi o gură din asta de bere fără alcool, mai facem un test ca să iasă 0-0 înainte de orice produs din ăsta. Ca să fim sigur că nu-i de la celălalt. Că nu-i de la șampanie, da. Gata. Ia, 0-0. Arăta 0-0? Da, da, da. Eu am văzut de obicei când detectează alcool, frate, ai văzut că țiui, că da, suflu. Da, da, da. Înțelegi? Atunci bagă ai bagă două guri de bericioache din asta, fără alcool. Fără alcool, da? Da. Ia să vedem. Păi, niciodată mi-a plăcut berea. Nu înțeleg cum beau oamenii ăștia. Hai, bă, ca în jumate, așa, nu știu cum ai făcut. Da, mă, bă, ca să... Lați vrăjeala. Să testez pe bune, nu-mi place. E oribil. Bagă să vedem, hai, dă-i. Hai să vedem, aici dacă iese ceva, ce badan s-a terminat. Vezi și fel miroase? De aia zic, vezi miroasea bere. Miroase. Deci totuși miroasea bere, chiar dacă e fără alcool. Normal, da. Nu a detectat. 0-0. 0-0 pentru că nu l-am auzit țiuind. Știam deja rezultatul, înțelegi? 0-0, adică frate, ți-apă ce ai văzut tu. Da, băi, pe net... Pardon, mă scuzați, de la berea asta... Mai dă înapoi. Deci fiți atenți, nu știu, sper să găsesc articolul ăla în care scria treaba asta. Poate să indice alcool până la 0,2% ceva da, de da, genul, ceea ce înseamnă mult, enorm. Sau da, 0,02. 0,02 e foarte puțin, dar da, 0,2 e mult. În fine, oricât ar arăta, eu zic că este vorba, depinde și te faci. Și ce zic, că dacă, poate dacă duc într-un laborator super profi, poate super șmecher, poate ăia găsesc, știi, dar tu cu ăsta poate nu-ți dă fix. Așa precis și exact, știi? Trecem mai departe și sărbătorim și noi ce sărbătorim. Noi azi mai multe lucruri. Nu știu, frate, Sfântul Andrei, ce o fi? Da, vine acum Sfântul Andrei mâinii. Da, mulți ani la toată lumea. La toți Andrei și Andrei și Andrelele și toate cele. Și la toată lumea, frate, sunt sănătoși. Da, fii atent aici. Aia și cu ăsta, cum faci, când faci numai din ăsta pe jos pe aici. Nu, mă, stai, e ok, mă, stai, ca lumea, n-avem treabă. Unde e ăla? Stai așa să le arăt. Unde ești, mă, frate? Poți să-l arăți aici, vin de midulce roșu, da? Gata. Se vede, da? Da. Ia să vedem dacă scrie și cât alcool are. Alcool 14%. Se vede. Da? Da. Fai, dar ce roșu, mâncați-și gură. Nu poți să beau mai mult de atâta. Și așa e mult. Și așa e mult. Dacă mă întreb, îmi trebuie să iau așa o gură. Și gata. Bagă, se vede. Fai, ce miru. De la toate astea combinate în stomac, chiar fac vreo prostie din aia. Prima oară. Da, degustătorile, când mai de ăsta ai băut la viața ta. Hai, că dacă bine. Vezi apa pe zi, okay. Bine, da? Hai, o dată, că vreau să văd ce din ăsta. Hai, eu cred că e buhăitor. Se cunoaște că e pastilat, că e numai... Păi, da, tată. Dar de ce nu zici la oameni că ai dat 9 ulei pe el? 9 n-a fost, dar 19 sigur a fost, vă zic eu.
Am luat două gurmi, ca v-aș gura voastră. Hai, mi-e rău mie cum pute. Eu simt aerul pe care îl respir eu când vine în nas aici. Hai, bagă la repede să vedem. Din asta? Și sar, să-mi dea peste cap. Dă-i. Stop. Mamă. Ce arată? Da, 067. Deci, fii atent. Să zicem în felul următor. Tu ai luat două guri. Ce are? Nu mai tăcea odată. Deci, fii atent, am luat două guri, da? Da. Să facem scenariul următor. Am ajuns la o petrecere, la o nuntă, la un majorat, la ce mă duc eu. Așa. Mă pun și eu și beau două pahare de vin din ăsta, un pahar de vin. Și plec cu mașina, că am băut un pahar, nu-i nimic. Acum face majoritatea pe care îi prinde așa pe la televizor, poliții și pe ăsta, la televizor, da. Așa. Beau un pahar și plec, că nu se întâmplă nimic. Și tu, lasă-mi că iau un pahar, n-am nimic, știi? 067 infracțiuni, te duci la spital, îți ia probe de la de sânge și acolo în sânge iese și mai mult pentru că concentrația e mai mare și poți să ajungi să ai probleme, să mergi la închisoare. Din cauza unui pahar pe care tu l-ai băut și ai zis că, mamă, ce... Poți plec. Sau, nu știu, uite, mai sunt pe la oameni ăștia muncitori, gospodari, în curte beau și ei un pahar, știi? Când fac treaba în curte și după aia pleacă să fac ceva. Ideea când păi, nu, încerc, bine, nu faceți treaba asta. Nu faceți așa niciodată, frate. Vedeți și voi, o grămadă, cum deschizi televizorul nu există. Accident, cu tare, băut, nu știu ce șanț și așa mai departe. Nu beți la volan, nu faceți asta sub nicio formă. Indiferent, nu vă urcați înainte. Chiar dacă aveți mașină și așa, chemați un prieten, mergeți cu taxiul, dați-mi mașina, el, dacă nu dormiți la el. Faceți tot posibil să nu vă urcați când băuți la volan, că este foarte, foarte periculos. Ultimul produs pe care l-avem aici. Și mai venim cu lapte acru, am chefir. Da, e un fel de lapte acru din ăsta, dar ăsta e obținut tot așa prin fermentare. Nu are ăsta, mă, Dan, ești nebun. Nu are, mă, lapte, nimic, ești nebun. O să atașez articolul unde scrie acolo. Bă, dacă minte la după net, acum știi cum e. Internetul ăsta poate să scrie oricine. Dacă acolo s-a mințit și asta. Eu am fost păcăligent, că eu n-am ce să fac. Eu am citit acolo că ăsta poate să indice alcool dacă bei. Bă, lasă-mă, unei auzi, bă, dar nebunim în cap așa gura voastră. Stai așa să vezi. Când l-a luat capul, nu mai e mai lău. Nu mai dați-mă să facă video-uri din astea, că ăsta nu vedeți că e nebun. Bă, stai așa. Nu știu lapte cu alcool, nu ștâmpit la cap, bă, bă, nebunim în cap așa gura voastră. Bă, nu mai dați-mi internetul pe mânul lui Dan, nu, că e problemă, sunteți nebun la cap. Auzi, lapte cu alcool la asta, nu n-am mai auzit. Asta, mă, și cum ar fi să iasă acum, cum faci cu asta? Aș muri de râs. Da, mă, nu știu, așa scrie acolo. Eu o să iau și o să beau puțin chefir din asta. Așa să-l agit un pic. Sincer, acum după tot ce am mâncat și am băut și am asta, dacă nu mai duce ăștia două săptămâni la vecinul Costică. Hai, mi-a să vedem. Miroase bine așa, dar nu știu ce să zic. Eu cred că nu iese nimic. Eu cred că e fail. 100% zic că nu iese. Garanta. Și cum merge asta după două guri de vin și după din aia din mori. Da. Imaginez. Așa, ia. Da, așa, îl pornesc. Hai. Mai iau o guri din asta. Așa. Gata? Ia. Hai, tu știi cum. Da. Zero, că nu s-a auzit, uite. Arată-mă. Ce e asta? A, mă, n-are cum, da. Bă, mai fac o dată, mă, că nu ia, cred. Ia, de că ai făcut și mechirea, ai apăsat pe n-am făcut, că l-am ținut așa, că n-am, nici n-ai ce să-i faci. Nu poți să modifici tu valoarea asta. Bine, fii atent. Fac testul. Hai, să apare 0-0 și beau iar. Și nu cumva să fi rămas de la, de la produsele vin, de la din urmă, ceva. Da. Hai, ba. Zero, da? Gata, lasă așa. Lăsa jos acolo, îl vedeți, da? Și acum bag chefir. Bă, păi dacă ies iar. Hai, de. Le bag o gură și bag. Uite așa, că ăsta e greu așa de mâncat, gol. Să mergi acum covri. Cald așa. Ia. Pornim aparatul. Stai așa să încarce, să încălzească din el. Așteptăm.
9.00. Păi, zis că depistez un produs din ăsta, din Uzu. Aveam emoții, că înainte am fost hater cum ar veni și am zis că mi-arăt el contra. Bă, era... Dar n-avea cum, n-avea cum. Cum era să fii la lapte acru din ăsta, să fii gen alcoolemist, să arate alcoolemii, nu mai ai voie să bei. Nu are logic, așa am dat cum mă întrebăm, Nicu, lapte, ce să caute alcool în lapte? Da, nu știu, habar. La ce? Care? Mă gândesc așa că să oțețești laptele astea așa și după aia oțetoare, alcool și tot așa. Eram sigur 100% că nu. Mă doare capul, nu știu ce să mai înțeleg, oricum, ce a trebuit să aibă alcool a avut, ce nu a avut alcool, a fost berea, corect. Șampania, de asta, tot a fost corect azi. Da. Gen, tot a fost exact cum trebuie. Dacă v-a plăcut partea a doua, apăsați butonul de like, eu zic că a fost interesantă pentru că am avut produse total diferite față de primele. Da. Și lucruri pe care voi le-ați cerut acolo pe canal, apăsați butonul de like, puneți video clipul la story. Aveți idei, mai băgați. Bă, mi-e greu să cred că mai sunt produse din astea așa. Au idei bune, frate, nu știu. Scrieți-mi în comentarii dacă mai știți produse care conțin alcool. Uitați-vă și la prima parte ca să vedeți ce am făcut deja, să nu-mi scrieți aceeași treabă și eu o să fac și partea a treia dacă găsim. Până data viitoare, Bogdan în spatele camerei. Ne auzim. Ciao. Pa.